În acest sfârșit de săptămână a avut loc cel mai mare târg de turism rural din România, Târgul de la Albac. Ajuns la cea de-a 13-a ediție, târgul a reunit și în acest an zeci de expozanți și sute de vizitatori. Cei care au venit cu produse la Târgul de la Albac se bucură că își pot arăta îndeletnicirea la crearea de produse tradiționale. Vin din Maramureș, localitatea Băiuț, peste deal de la Botiza. Și am venit cu țesături, cu sticle îmbrăcate, cu ață de iută, cu croșetă tricolori, cu carde, cu eroii noștri din vechime. Cât de greu le faceți? Acum le lucrez în pasiune și nu că e câștigul prea mare, dar vreau să le și arăt ce lucrez. Tot cu speranța că o să fie apreciate. Să-mi spuneți ce ați adus la târg aici la Albac? Opinci, dete, pantofi, cizme, toate din piele. Cum le fac? Cât timp voia să le faceți și cum le faceți? Toate sunt făcute manual și mi-a timp de două zile. Și din ce le faceți? Din piele de bovină. E greu? Este greu. Nu vrea nimeni să mai învețe acum meseria asta. Să pierde? Da. E păcat, nu? Da, foarte păcat. Și cam la ce preț ajung opincile? Opincile de la 95 la 120. Cumpără oamenii? Da. Vând și în străinătate. Reprezint comuna Banaci, o comună în care s-a dezvoltat foarte mult turismul. Ne mai reprezintă și fabrica de apă minerală Aqua Carpatica, care își are sediu în satul Coverta. Avem pensiuni pe diferite margarete, începând de la 2, 3 până la 4. Condiții foarte bune de cazare, masă, cu mâncare sănătoasă, cu produse din gospodărie proprie, mănăstiri, alte obiecte turistice și mănăstirile din zona a patra Dornei, unde organizăm și excursii. Parcul Național Călimani, unde avem și acel lac Iezer, unde se practică și călăria. Avem zone marcate ca și marcate turistice. Stăm cu diferite produse din lacte, cum ar fi acel caș, urdă, produse. Pentru sărbătorile de iarnă, iarăși, putem oferi cazare în pensiunile noastre cu scopul de a se simți cât mai bine cetățeanul, locuitorii altor zone. Oferim și acea afinată pe care o facem din produsele, deci afinele care sunt cât mai multe în ultima vreme pe munții noștri, culese direct de producători. La ediția din acest an a târgului sunt promovate oferte turistice din zeci de zone sau localități rurale din România, acestea fiind reprezentate de consilii județene, primării sau operatori din turism. Invitația de participare a fost transmisă tuturor consiliilor județene din România. Ne aflăm la cea de-a 13-a ediție a Târgului Național de Turism Rural de la Albac, 1-3 septembrie 2017. O ediție care a confirmat prezența 14 județe diferite, cu meșteșuguri tradiționale, gastronomie tradițională și, în primul rând, oferta turistică din mediul rural, din zonele, județele respective. Agenții de turism, peste 20 de agenții de turism din toată țara interesate de oferta turistică rurală. Oferta, în primul rând, oferta turistică din mediul rural din județul Alba. Peste 40 de meșteri tradiționali din toată România, spectacole folclorice, spectacole de muzică ușoară și muzică folk și două concursuri în premieră și în județul Alba și la Târgul Național de Turism Rural de la Albac. Prima ediție a concursului de interpretare la Tulnic in memoriam Elena Pogan și prima ediție a concursului de vânătoare fără arme. Cum au răspuns cei care au fost prezenți aici?
Toți participanții, indiferent că vorbim despre populația din jurul zonei Albac sau chiar locuitorii ai comunei Albac și turiști din toată țara, chiar și de peste hotare, ne-am întâlnit cu grupuri din Franța și din Germania care au fost prezente, s-au bucurat foarte mult de prezența tradițiilor într-un cadru natural, organizat, curat din punct de vedere al tradițiilor și a autenticității aduse în fața publicului. Ne găsim la cea de-a 13-a ediție a Târgului Național de Turism Rural de la Albac, ediție care de data aceasta a adunat din toate colțurile țării turoperatorii, agențiile de turism, meșterii populari. Spun acest lucru pentru că uitându-mă în acest pavilion expozițional am văzut peste 14 consilii județene din țară prezente aici la noi, atât cu agențiile lor de turism, cât cu meșterii populari, cu turoperatorii, tot ce înseamnă turismul rural din România. Și cu siguranță este un lucru bun, pentru că dacă ieșim afară din acest pavilion, o să observăm în dreapta mea peste 40 de meșteri populari din țară, acele mese ale Consiliului Județean Alba, care își expun pe aceste mese toate produsele pe care le confecționează ei, toate produsele artizanale. Și pentru publicul prezent este un lucru bun, o noutate și lumea agrează acest târg și această ediție a târgului nostru. Ce aveți pregătit aici? O cotitură de porc. Carne cu bulețe de porc și cu cârnață foaia, că am fumat un pic. E bună, da? Da, merge cu frasole, cu... avem aici o varză călită la ceaun. Și aici am pus să facem o tocăniță de berbecuz la ceaun. Urmează să vă în carnea. Mai trebuie niște ardei roșu, de toate. Cum nu știu cum mi-a venit de timpul, cred că am vrea să plouă. Hai te casă! Fericită, cred că-mi câștigă! Uite, uite, acum, fii atent acum, acum! Așa, bine, bine, ridică, ridică, ridică și tu! Așa, așa! Evenimentul ajuns la cea 13-a ediție este organizat de Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură Augustin Bena Alba și Primăria Albac, iar partenerul oficial al târgului este Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural Filiala Alba. Târgul Național de Turism Rural de la Albac este o marcă înregistrată a Consiliului Județean Alba.